Pentru că tot e foarte cald afară, mai să cam ce ar trebui să mâncăm în perioada asta. În mod evident, hidratarea este pe primul loc, așa că și alimentația poate servi acestui scop, să mâncăm alimente bogate în apă, aici, în mod clar, fructele și legumele sunt pe primul loc, și apoi preparate care au ca bază apa. Supele, ciorbele sunt iarăși o formă de hidratare foarte bună. Alimentele despre care spuneam, fructele și legumele, au avantajul că, pe de o parte, ne hidratează, pe de altă parte, nu încarcă organismul așa cum o face carnea, de exemplu. Nu lasă în urma lor foarte multe reziduri care să pună la muncă ficatul, în speță, organul care detoxifică. În plus, ne aduc fibre, ne aduc minerale, ne aduc vitamine, deci reprezintă cea mai bună alegere, mai ales că este sezonul lor, este diversitate foarte mare și trebuie să profităm la maxim. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să și exagerăm, pentru că oricât de sănătoase ar fi fructele, totuși cantitatea de energie pe care ne-o aduc este considerabilă prin zaharurile pe care le conțin și am putea depăși cu ușurință necesarul zilnic dacă mâncăm fără limită. S-a întâmplat să aveți cazuri în care vara, să spună, băi, eu oricum transpir și elimin apa din organism, asta poate duce și la scădere în greutate. Nu are rost să mai mănânc fructe, legume sau să țină un regim sănătos și mânca, să zicem, la fast food sau mâncare gătită plină de grăsimi și altele. Asta nu are legătură prea mult cu sezonul. Cine mănâncă prost, mănâncă prost și iarna și vara. Oamenii, în general, uită de lucrurile simple, de genul consumului de legume sub formă de salate. Se orientează către preparate, către semi-preparate, lucruri care nu presupun efortul de a gândi, de a alege sănătos, de a le prepara, de genul să toci o salată sau să ți-o pregătești, să folosești un ulei de bună calitate pentru asezonare. Însă, așa cum spuneam, cei care mănâncă prost, vor să mănânce prost și vara și oricând și în orice alt sezon. Bun. Hai să facem un meniu, așa, pentru o persoană într-o zi, cam ce ar trebui să mănânce. Bine, știm ce de trei mese. E clar, da. Deci, facem un meniu ușor, care să se bazeze pe fructe și pe legume, pe carne slabă, pe ceva lactate și eventual ouă. Micul dejun poate să fie alcătuit din câteva legume, de exemplu o roșie, un castravete, un ardei gras, care pot fi mâncate fie în stare crudă, ca atare, fie preparate sub forma unei salate la care putem să adăugăm puțin ulei, ulei de măsline e o alegere foarte bună, o felie de pâine, o bucată de brânză, pe care putem alege telemea de vacă, este mai slabă decât telemea de oaie, să nu fie foarte sărată, ca să nu încărcăm și cu sare, eventual un ou, care de preferință să nu fie prăjit, să fie fiert sau ou românesc în apă. Asta ar fi o variantă de mic dejun, o altă variantă pe bază de lactate, o cană cu lapte, o felie de pâine, puțin gem de casă, care să nu aibă atât de mult zahăr și conservanți ca cel din comerț. Gustarea de la ora 11, o alegere foarte bună este un fruct. Avem la dispoziție o gamă foarte largă, deci nu ne putem plânge că nu găsim. Masa de cireșele care au cam trecut, acum sunt pepenii. Pepenii, o mulțime de variante. Masa de prânz. Poate să fie o supă de legume foarte sănătoasă, poate să fie și făcută sub formă de supă cremă sau supă obișnuită
și o mâncare de mâncare românească din orice legumă de sezon ne dorim. Păstăi, de exemplu, să spunem conopidă sau putem să mâncăm ardei umpluți, dovlecei, toate acestea cât mai puțin încărcate cu grăsime animală. Deci dacă gătim, putem să folosim carne de pui sau carne de curcan, sunt cărnuri slabe și bogate în proteine de bună calitate. La gustarea de după amiază putem recurge din nou la un fruct, iar masa de seară poate să fie o salată mare în care putem să punem și bucățele de brânză și bucățele de pui, de grătar de pui, care în felul acesta ne aduc și proteină, fie poate să fie un pește la cuptor cu o garnitură de legume, de cartofi fierți, de exemplu, și eventual, mai spre seară, dacă există senzație de foame, să nu recurgem la dulciuri, la semințe și la alte lucruri care aduc foarte multe calorii, ci un pahar de lapte sau un pahar de iaurt sau un alt fruct. Depinde ce ne satisface pofta de mâncare. Tot a spus de dulce seara, la prânz, după ce mâncăm primul sau al doilea fel, al treilea poate să fie un desert? De obicei ar fi bine să mâncăm desertul imediat. Dacă putem să-l păstrăm sub formă unei gustări intermediare la o distanță mai mare după masă. Și aici un desert de sezon ar trebui să fie înghețata. Trebuie să avem grijă doar la tipul de înghețată, să nu fie foarte, foarte bogată în energie, cu mult zahăr, cu alune, cu nuci, cu caramel, cu așa mai departe. Înghețata de fructe este o variantă mult mai bună, mult mai light, dacă se poate să fie cu bază de apă, care reduce foarte mult aportul caloric, ne ajută foarte mult să reducem totalul calorilor pe întreaga zi.